Voi urmăriți, eu o să încerc să o... Voi aveți deja lecția scrisă, nu are sens să mai consultat. Vă uitați și cu prima fișă în față, da? Pentru că o să mai completăm la prima fișă. Da? Deci recapitulare capitol. Aplicații ale trigonometriei. Aplicații ale trigonometriei în geometrie. Deci recapitulare capitol, aplicații ale trigonometriei în geometrie. Și la punctul 1 a lecției să ne aducem aminte de produsul scalar a doi vectori. Aici o să mai aduc aminte și o să mai punctez și lungimea unui vector și respectiv lungimea unui vector, practic o să am nevoie. Ideea este în felul următor. De obicei, vectorii descompuși după doi versori, I și J, vă aduc aminte că un versor o să înseamnă un vector de lungime 1. Voi aveți doi versori, I și J, care sunt perpendiculare pe axele XOY, da? Deci pe axele XOY. Aici avem versorul I, aici avem versorul I, adică un vector de lungime 1, și aici avem versorul J, tot un vector de lungime 1. Ideea este că orice vector V, dacă este să-l descompun după cei doi versori, există orice vector V admite o descompunere unică de forma A ori I plus B ori J. A și B se vor numi coordonatele vectorului A și B, vectorului V. Și se mai notează V vector de coordonate AB. Dacă e să calculez lungimea vectorului V înseamnă lungimea segmentului OM. Și asta îl fac cu Pitagora. Aici este A, aici este B și aici va veni radical din A pătrat plus B pătrat. Și înseamnă că vectorul V va avea lungimea radical din A pătrat plus B pătrat. Iată lungimea unui vector. Da? Lungimea unui vector sau, ca denumiri, lungimea vectorului modulul vectorului, iată că și vectorii au modul, și de altfel modulul vectorului găsiți la modulul unui mod complex. Modul de Z, dacă Z e A plus BI, modul de Z vine exact ca și modulul vectorului. Modulul vectorului sau norma vectorului. Cred că pe la fizică mai găsești și cu denumirea de norma vectorului. Nu? Nu vi s-a zis norma? Norma vectorului. Deci, repet, lungime, modul, normă. Iată de mai multe denumiri. Odată cred că la o simulare totuși a fost, să se calculeze norma vectorului și eu cam băgat în ceață. Mulți dintre voi am văzut că și dacă spune subiectul să se calculeze lungimea vectorului, voi calculați vectorul, dar nu-i calculați lungimea. Adică dacă V e A plus BI, sau dacă V este AI plus BJ, veniți și cu lungimea vectorului, că e radical din A pătrat plus B pătrat. Adică aveți subiecte în care trebuie să calculați lungimea. Dar nu asta mă interesează. Vectorii sunt foarte buni la calculul algebrei, numai că de multe ori mai am de calculat și unghiul dintre doi vectori. Unghiul dintre doi vectori, ca să-l calculați, trebuie să știți vectorii și problemele cele mai folosite la vectori sunt alea în care trebuie să treci de la vector la unghiul. Ideea este în felul următor. Definiția modulului, definiția produsului scalar este următoare. Ia să văd dacă aici am dat definiția direct. Definiția zice așa. Dacă A și B, deci dacă A și B sunt vectori, prin
produsul scalar dintre A și B, se înțelege numărul dat de modul de A ori modul de B sau lungimea lui A ori lungimea lui B ori cosinusul unghiului format de vectorul A cu vectorul B. Deci, ca definiție, produsul scalar e un număr, nu e un vector. Am și produs scalar, la fizică aveți și produs vectorial. Deci aveți două tipuri de produs. Noi la matematică nu facem produsul vectorial a doi vectori, facem doar produsul scalar. Deci prin produsul scalar a doi vectori se înțelege, se notează A ori B, produs scalar ori A, a vectorului A cu vectorul B, adică lungimea lui A ori lungimea lui B ori cosinusul unghiului format de A cu B. Acum, dacă am nevoie de scos cosinusul unghiului, pentru că de multe ori produsul ăsta scalar se folosește ca să calculați cosinusul unghiului. De aici se scoate cosinusul unghiului format de A cu B ca fiind produsul scalar A ori B supra modul de A ori modul de B. Modul de A sau lungimea lui A ori lungimea lui B. Deci, iată, practic, formula aceasta, eu pot să o folosesc foarte ușor să calculez și cosinusul unghiului între A și B. Acum, foarte util este când calculez din coordonate, să calculez vectorul din coordonate. Să zicem că vectorul A admite o descompunere după versuri I și J de forma MI plus MJ. Să zicem că vectorul B admite o descompunere de forma PI plus QJ. Da? Ia să vedem ce înseamnă produsul scalarului A cu B. Produsul scalarului A cu B, el vine MI plus MJ de mulțit cu PI plus QJ. Da? Deci facem produs scalar AMI plus NJ înmulțit cu PI plus QJ. Practic, produsul ăsta scalar se va face cu regulile de algebră, înmulțim fiecare cu fiecare, și anume A ori B va veni așa, M ori I ori P ori I plus M ori I plus ori Q ori J plus N ori J ori P ori I plus N ori J ori P ori J. Iată cum ar veni el desfășurat. Numai că foarte interesant este ce înseamnă I ori I. I ori I ca produs scalar. I ori I ca produs scalar, conform definiției, păi vine modul de I, modul de I sau lungimea lui I sau norma lui I, vă aduc aminte cele trei noțiuni, ori modul de J, ori modul tot de I, ori cosinusul unghiului format de I cu el însuși. Dar unghiul format de un vector cu el însuși cât este? Zero. Practic aici am un cos de zero. I l-am numit versor. Ce înseamnă că e versor? Înseamnă că are lungime cât? 1. Versorul este un vector de lungime 1. Aveți doi vectori. Vectorul nul, care are lungime 0, în care originea coincide cu vârful, da? Și versorul, care este vectorul de lungime 1. Deci, iată, doi vectori care au niște denumire mai speciale. Vector nul și versorul, da? Versorul este un vector de lungime 1. Asta înseamnă că I ori I înseamnă modul de I, care este 1, ori 1, ori cosinus de 0. Cos de 0 care vine tot 1. Adică I ori I, de fapt, produsul scalar al lui I ori I, este 1. Aici acum să vedem produsul scalar dintre I și J. I ori J. Păi I ori J ce înseamnă? Deci cei doi versori perpendiculari. Versorul I și versorul J. Vine... Așa, vine modul de I, ori modul de J, ori cosinus de unghiul format de I și J,
Adică aici vine un cosinus de pi pe 2, cos de 90, da? Care face 0. Adică, practic, dacă doi vectori sunt perpendiculari, și chiar țineți o minte observația asta, doi vectori sunt perpendiculari, înseamnă că, de fapt, produsul scalar este 0. Da? O treabă foarte importantă. O să vedeți că avem probleme cu vectori perpendiculari. Adică cu produsul scalar 0. Da? Dar asta, revin la calcul, asta înseamnă că aici când fac m i ori p i, i ori i devine 1 și rămâne m ori p, m i ori q j, ăsta dispare pentru că vine produsul scalar dintre versorul i și j, care e 0, n j ori p i, vine tot 0, iar j ori j este ca la i ori i, pentru că e același versor, doar că dus la 90 de grade, da? J ori j vine tot 1. Produs scalar dintre J și J e tot 1. Adică atunci când facem A ori B din coordonate, el rămâne doar INP plus, ăsta e NQ. NQ acolo, că se mulțește N cu Q de aici. Adică, și aici e demonstrația, acum haideți ca să vedem cum reținem deodată. Deci, A-ul cine era? A-ul era MI plus INP plus NJ, adică este un vector A de coordonate MN. B-ul este PI plus QJ, adică B-ul este un vector de coordonate PQ. Și atunci când fac A ori B, pur și simplu înmulțesc abscisele între ele, da? Vine INP, deci astea două abscise înmulțite între ele, plus NQ. Deci iată, practic, modul în care veți scoate produsul scalar din coordonate, da? Deci dacă A este un vector de coordonate MN, B e un vector de coordonate PQ, atunci când faci A ori B, faci INP, iei pe ăștia doi și îi mulțești și adun cu ăștia doi cu ordonatele mulțite între ele. Da? Și să scriem această, să ținem minte această relație. Deci dacă A egal cu MI plus NJ, B este PI plus QJ, înseamnă că A ori B egal cu INP, da? Deci luăm, repet, luăm abscisele de aici, le adunăm, INP plus, și în partea asta la altă luăm ordonatele și le adunăm, plus NQ. Da? Și iată cum obții produsul scalar din coordonate. Bun, acum să ne întoarcem la formula produsului scalar, în care noi am zis așa, am zis că produsul scalar A ori B era egal cu modul de A ori modul de B ori cosinusul unghiului dintre A și B. Da? Și ce am zis noi după aceea? Am zis că dacă avem cosinusul unghiului dintre A și B, el va fi egal cu produsul scalar A ori B supra modul de A ori modul de B. Dar dacă A-ul îi dăm coordonate, A-ul vine MI plus NJ și B-ul vine PI plus Q, J, modul de A o să iasă radical din M pătrat plus M pătrat, iată cută lungimea vectorului, iar modul de B o să fie radical din P pătrat plus Q pătrat. Asta înseamnă că, iar A ori B, ca să dăm și A ori B, am zis că vinem pe suma pe abscise și coordonate, el înseamnă MP plus NQ. Asta n-am nevoie să o țineți minte, dar vreau să o știți
că asta vreau să o știți, să o deduceți. Deci nu vreau să o țineți minte. Ce am nevoie să țineți minte e formula cosinusul între A și B. Am nevoie să țineți minte formula lungimii lui A, bineînțeles și formula lungimii lui B prin omologie, și formula, formula lui A ori B. Și atunci, deodată ți iese că dacă ai de făcut cosinus unghiului dintre A și B din coordonate, el vine așa, mp plus nq, cât este A ori B, adică asta e o formulă care știu, am nevoie să știți să o deduceți. Supra radical din m pătrat plus m pătrat, radical din p pătrat plus q pătrat. Da? Deci asta ca metodă de deducere mă interesează. Dar tot ce înseamnă aici în dreapta trebuie să știi. Deci trebuie să știi formula cosinusului unghiului, că e a ori b supra modul de a ori modul de b. Trebuie să știi că modulul sau lungimea lui a, pentru că aveți chiar probleme de calculat lungimea lui a, e radical din m pătrat plus m pătrat sau radical din p pătrat plus q pătrat. Asta e și modulul numărului complex. Adică z dacă z este m plus n, un modul de z era radical din m pătrat plus m pătrat. Pentru că lungimea vectorului și modulul numărului complex e unul și același lucru. Numerele complexe n-au făcut decât să ia relațiile vectoriale și să le calculeze mai algebric decât erau ele. Da? Iar de aici deducem că și a ori b vine mp plus nq și de aici deduceți formula cosinusului, dar repet, să știți să o deduceți. Da? Păi dacă ați înțeles cum stă treaba, voi... La punctul 2, două teoreme de bază. Practic, foarte multe probleme ne folosesc teorema sinusului. Și cosinusului între unghi oarecare. Eu însă, chiar dacă vi se pare banal și cu riscul de a vă plictisi, eu vă aduc aminte din clasa 6-a, a 7-a, cum au fost definite sinusul, cosinus, tangenta și cotangenta, da? Sinusul, cateta opusă, cateta opusă supra ipotenuză. Am nevoie de ele inclusiv la bacalaureat. Cosinus, cateta alăturată supra ipotenuză. Am nevoie de ele la bac în continuare, pentru că să știți că mai am probleme între unghiile pânghii în care trebuie să calculez sinus. Sau să sinusul să scos cateta opusă, da? Tangentă, cateta opusă. Cotangenta, cateta alăturată, supra cateta opusă. Vă aduc aminte și notațiile standard, triunghiul ABC, când vorbim de latura BC, vorbim de latura mic, când vorbim de latura AC, vorbim de latura B mic, când vorbim de latura AB, vorbim de latura C mic, da? Teorema sinusului. O teoremă care îți face raportul între latură și sinusul unghiului opus. Care zice că A supra sinus de A egal cu latură supra sinusul unghiului opus, B supra sin de B, egal cu C supra sin de C și egal de două ori raza cercului circumscris. Da? Iar reprezintă raza cercului circumscris. Adică e vorba de cercul care trece prin vârful triunghiului. Dacă ăsta este un triunghi, cercul care trece prin vârfuri are o rază care notăm cu R mare. Da? Raza cercului circumscris. Dacă ăsta este triunghiul, aici este cercul înscris. Aici este R mic. Da?
aici se notează cu I, este intersecția bisectoarelor și aici intersecția mediatoarelor. Da? Deci, aici e cercul. Nu, 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 n-am trebuit cu înălțime. Aici e mediatoare. Deci, intersecția mediatoarelor. Și aici este intersecția bisectoarelor. Da? Deci intersecția mediatoră și intersecția bisectoarelor. Da? Aici vine R mic, raza cercului înscris. Și R mare, raza cercului circumscris. Da? Iar teorema sinusului, o teoremă foarte frumoasă, mai ales când știi ca poziție, când știi latura cu vârf opus. Da? Deci chiar să ținem minte ca observație, scrieți-vă această observație, puneți-o acolo pe foiță. Teorema sinusului. Este utilă în probleme cu latură și unghi opus. Da? Dacă se dau latura și unghi opus, deodată puteți, de exemplu, să scoateți raza cercului circumscris. Da? A doua teoremă, teorema cosinusului. A teorema cosinusului. Teorema cosinusului e o teoremă foarte, foarte faină, mai ales când știi laturile. Practic, dacă știi toate laturile, poți să afli și unghiurile. Da? Ca să afli deodată laturile și unghiurile, uitați cum o formați teorema cosinusului. Uitați-vă un pic și pe desen, vă rog. Da? Ai de făcut cosinus de A. Cosinusul unghiului A, el vine în felul următor. Laturile alăturate, deci un b pătrat plus c pătrat, deci vii cu laturile alăturate, da? Deci faci un b pătrat plus c pătrat, scazi latura opusă la pătrat, supra 2bc, supra 2 laturile alăturate, da? Adică b pătrat plus c pătrat, 2bc, sunt și termenii la b plus c totul la a doua. Deci ai făcut un b pătrat plus c pătrat, ai scăzut pe a pătrat supra 2bc. Și iată cum afli cos de A. Hai să vedem cos de B. Ia dictați-mi voi. Andreea, ajută-mă tu. Așa, supra. Cos de ce? Cos de doi. Bun. Și ca observație, acum ați cu vectori în cap, fac pe toți vectori și l-am scris. Așa. Ca observație, formula se aplică când se știu laturile. Se aplică dacă știm bine, se aplică multe alte chestii. Dacă știm laturile și vrem să aflăm unghiurile. Și vrem să aflăm unghiurile. Bine. Deci teorema cosinusului, teorema sinusului, două formule care au să aproape, dacă nu le am într-o sesiune, le am în cealaltă. Adică e de obicei nu prea am să nu le am. Sau dacă mai e și sesiunea de olimpici, din trei sesiuni, sigur am un teorema. Da? Adică este cam greu să n-am asta, n-am teorema sinusului și cosinusului. Nu știu unde și cum le împrește, dar în principiu le găsim în fiecare.
Bun, deci teorema sinusului, teorema cosinusului și bineînțeles că am nevoie să știm și teorema lui Pitagora generalizată, pe care mulți dintre voi o fac la fizică în clasa 8-a. Teorema lui Pitagora generalizată. Practic, teorema cosinusului e scoasă din Pitagora generalizată. Teorema Pitagora generalizată, ca principiu de aplicare, știi două laturi și unghiul dintre ele. Deci cam asta e ca poziție să ai în minte atunci când aplici Pitagora generalizată. Când te uiți pe triunghiul ăla, dacă știi două laturi și unghiul dintre ele, afli automat latura opusă unghiului, da? E teorema cosinusului, de fapt nu se numește, e teorema cosinusului dată altfel. Ca idee, să luăm de exemplu A pătrat. A pătrat, dacă e să scoți o latură, el vine în felul următor. Vine B pătrat plus C pătrat sau C pătrat plus B pătrat, deci B pătrat plus C pătrat minus 2BC ori cosinusul unghiului format de B cu C. Dar nu e B minus C la pătrat o cos, că nu e în interior. Că e înmulțirea asta. Înțeleg? Nu e termenul în mijloc, nu e 2BC. Nu e așa în paranteză. De asta. Da, era drăguț dacă era așa. Păi deci ca principiu, repet, când ai fluie o latură, vii cu suma pătratelor celelalte două și scazi de două ori BC, ori cosinusul unghiului dintre ele, da? Deci trebuie să știți foarte bine două laturi și unghiul dintre ele. Ia, dați-mi un B pătrat. Așteptați-mă. C A sau A C, cos de B, da? C pătrat. 4 C, așa. Cos de C. Da? Deci iată, practic, și teorema Pitagora generalizată. Deci teorema sinusului, cosinus Pitagora generalizată, două teoreme, trei teoreme de bază, da? Bun, păi dacă ați înțeles. Deci aici se aplică mai ales dacă știm două laturi și unghiul dintre ele. Da? Deci două când v-ați făcut la elementele care se dau, dacă te-ai poziționat cu unghi cu latura opusă, teorema sinusului, dacă ai două laturi cu unghiul dintre ele, te poziționezi cu teorema cu Pitagora generalizată, da? Și pe urmă, eventual, ieși prin teorema sinusului. Da? Deci, în funcție de câte elemente ai, ai și o teoremă sau altă. 3. Și anume, formula mediane. O altă formulă foarte utilă la bacalaureat. Da, imediat. Formula medianei unui triunghi. Ideea este tot așa. Cunoaștem toate laturile și să vedem cum aflăm deodată mediana. Da? Aici e mediana din A. Mediana, vă aduc aminte că e segmentul ce unește vârful cu mijlocul laturii opuse. Da? Deci, mediana este segmentul ce unește vârful cu mijlocul laturii opuse. Așa. Ideea este că formula mediană seamănă un pic cu teorema cosinusului. Zicem că avem de calculat mediana din A la pătrat. Da? Dacă acolo era, de exemplu, era A pătrat plus B pătrat. Ei, aici puneți un 2 pe lângă, era B pătrat plus C pătrat. Puneți un 2 pe lângă B pătrat plus C pătrat. Se scade A pătrat și totul pe 4.
Deci, iată formula medianei unui triunghi. 2 pe lângă B pătrat plus C pătrat, dacă am să calculat mediana care vine pe A, tot așa, adun laturile din care pornește și scad latura opusă, doar cu 2 în față. Da? Deci 2 pe lângă B pătrat plus C pătrat, minus A pătrat pe 4. Mediana din B la pătrat, ia, ajutați-mă voi, dacă eu să duce mediana din B, 2 pe lângă A pătrat plus și scade supra 4 și mediana din C, dacă eu să o ducem, așa, 2 pe lângă A pătrat plus B pătrat supra 4. Da? Deci formula medie. Acum a două formule, punctul 4 e un punct care eu de obicei l-am pus aici, dar mai mult pentru cei care au admitere la matematică pe facultate și la fizică. Nu ai admitere la fizică la facultate? Nu dai fizică? Nu mai dai fizică? Da, la matematică. Cine are facultate cu matematică la admitere, le găsește pe asta, da? Formula bisectoare unui triunghi. În care vă aduc aminte bisectoarea. Bisectoarea în parte unghiul în două. Aici o să notăm cu ELA, lungimea bisectoarei corespunzătoare unghiului A. Aici avem unghiul congruente. Și atunci lungimea lui A vine 2 ori B ori C, deci laturile din care pleacă, supra B plus C, radical din P pe lângă P minus A, supra BC. Radical din P pe lângă P minus A, de ce ți se pare cunoscută? Ia să văd, vă aduceți aminte? P e semiperimetru, dar asta, chiar asta, radical din P pe lângă P minus A supra BC, toată formula asta, e cosinus de A pe 2, cosinus de jumătate de A. Deci, ăsta de aici, ăsta oricum vi-l cer, să știți. Deci, iată formula lungimii bisectoarei unui triunghi, da? P-ul este semiperimetru, P mic semiperimetru, da? Și atunci am și el B, ca fiind 2AC supra A plus C, radical din P pe lângă P minus C, supra el B. Da, e supra AC. Radical din P pe lângă P minus B, da. Supra AC. Și el C-ul vine 2AB supra A plus B, dar repet, învățați numai cei care știți că aveți, sau chiar dacă nu știți, poate vreți să dați. Nu fi așa de sigur. Că viitorul ăsta e tare ciudat. Sens, prima o alegi cu inima, a doua o alegi cu portofel. Deci. Cum? Da, P e semiperimetru, da? P mic. Deci, eu vi le dau oricum, chiar dacă nu le învățați, cei care dați numai la BAC, punctul, peste punctul ăsta veți sări. Da? Mai am vreo două puncte pe care veți putea să săriți, dar cei care totuși poate în viitor nu dați la poliție, poate vreți să dați la armată, eu știu. Avem multe facultăți cu admitere. Armata, biotehnologia de la medicină, de exemplu. Te-ai zis ce subiecte faină dat? 15 subiecte, eu vă zic pe toți, vă îndrum. Păi alegeți partea asta, ramura asta de medicină. Da, alegeți-vă, tăi să nu știu. Da. La punctul 5 avem formula are triunghiul, asta tatăl nostru. Wow, nu mi-am inteles din clasa asta.
Erau aici. Da. Așa este. Formulă de area triunghiului oarecare. Băi, la Iași, nu la Iași, la Hunedoara, cred că, sau la Brăila. Anul trecut odată cu asta. Care aia cu ABC? Deu, ABC spatabil. Deci, mi-au dat-o așa drăguț de numai. Și vorbesc de clasa 8. Înțelegeți? Deci, da, noi le facem și la 8-a, toate formulele astea. Am vrut să renunț după voi la următoarea generație. Am vrut să renunț la toate. Am zis, băi, ce atâtea formule dau la arte? 24. Și am zis că să mai scapă... Nu. De acolo, de pe la paralogram, vreau să mă scot. Am zis, băi, hai să fie ultima generație. Cred că da, nu puteți să simt și eu. Dau 24 de formule la 8. Acum aș 27. Băi, și-a dat-o pe asta cu latura 1, latura 2, și nu sunt greu format de latura la paralelogram. Le-a dat-o în simularea din... au pus-o, dus mai departe, nu stăm. O formulă în plus, timp, cost. Deci, așa că, de câte ori am vrut să o scot, atâtea motive mi s-au dat ca să le pun la loc. Mi-ar fi părut rău, când vezi o simulare, că îți dă o formulă și... te gândești, băi, n-am făcut-o în anul ăla, ți-e ciudă pe urmă. Înțelegi? Asta mai zici să-mi fie ciudă că n-am făcut o formulă. Să-mi fie ciudă că o fac, poate. Nu că nu o fac. Așa că, dragilor, am nevoie de 5 formule pentru area triunghiului, bază ori înălțime pe 2, Heron, radical din P, pe lângă P minus A, pe lângă P minus B, pe lângă P minus C, să ne aducem aminte și formula cu latură 1, latură 2, ori sinusul unghiului format de laturi supra 2. Frumoasa formula ABC supra 4 R mare. Și bineînțeles, are egal cu raza mică ori semiperimetru. Da? Iată încă un motiv ca să calculăm raza mare, raza mică, trecând prin arii. Da? Raza mare... să vă zic sincer, lumea atâta folosește teorema sinusului pentru raza mare, A pe sin de A egal cu B pe sin de B egal cu C pe sin de C egal cu 4R, dar jumătate din problemele care, egal cu 2R, așa, jumătate din problemele alea se pot folosi cu arii, ABC supra 4R, adică e doar tu știi ABC-ul. Aș face area cu 2 modele. Da. Deci merge și așa, deci mai e mai greu, e mai afurisită. Da? Problema aia nici nu-i dată ca să o faci cu o formulă asta. E dată pe teorema sinusului, de asta e mai ușor de scos de acolo. Dar ia să știți că jumătate din problemele în care știi laturile, lumea tot la teorema sinusului se duce, scoate cosinus, scoate, dar se pot scoate și cu formulă asta, că nu e. A plus B plus C pe D. Jumătate din teorema. Da, haideți ca să vă aduc aminte și la triunghiul dreptunghic, un pic, da, imediat, triunghiul dreptunghic, așa, are egal cu catetă 1 ori catetă 2 pe 2, înălțimea vine catetă 1 ori catetă 2 pe ipotenuză, da, și triunghiul echilateral are egal cu latura la a doua radical din 3 pe 4 și înălțimea e latura radical din 3 pe 2, da? Le pun și pe triunghiul dreptunghic și echilateral. Ipotenuză. Da, completați-le acolo pe fișe, că într-adevăr mereu uiți să le pun. Aici e formula.
Așa. Bun. Deci, rugăminte mare, nu le-am văzut de mult la BAC. Cred că ultima dată când le-am văzut la BAC a fost acum vreo 15 ani. Dar niciodată nu se știe ce ne așteaptă. Așa încât, așa nume, deci, formulele unghiilor pe jumătate. Deci. Nu, teorema sensului și cosinusul dă unghiul întreg. Păi da, și la absolut. Păi da, dar e și formă directă. Păi tu de fapt îmi demonstrezi formula asta. Deci, faci cos, dacă știi laturile, faci cos de A și de pe urmă din cos de A te duci în 2 cos pătrat de A pe 2 minus 1. Deci tu îmi demonstrezi formula. Exact asta e calea după care tu ai să demonstrezi mereu formulele. No, nu sunt grele. Doar că trebuie să știi că cosinusul e un pic mai lung și sinusul e mai scurt. Cosinusul e mai scurt și sinusul e mai lung. Adică nu e chiar o formulă să nu se poată ține minte, da? Deci formulă unghiilor pe jumătate. Acum, mie nu-mi de asta mi-e frică. Când știi laturile să scoți unghiile. Mi-e frică să-ți dea cos de A pe 2. Înțelegi? Mi-e frică de o problemă de genul îți dă un cos de A pe 2 și sin de A pe 2. Deși și asta o scos la capăt. Pentru că tu dacă ai cos de A pe 2, te duci și scoți cos de A, 2 cos pătrat de A pe 2 minus 1, adică ai o cale și pe trigonometrie cu formulele celelalte. Deci, ok, de acord că o scos la capăt. Dar e și principiul ăsta. Băi, dar dacă reușești să-ți aduci aminte formulele cos de A. Deci, eu vă înțeleg că sunt multe formule. Știu. Sunt multe formule. Practic, BAC-ul e pe undeva urât că ai și multă teorie. Da? Nu e chiar o simplă, cum era la evaluarea națională. Veneau două foi, față versă și aveai toate formulele. Dar nu, la BAC avem multe formule. Da? Dar să știi că nu sunt greu de ținut minte nici asta. Adică o formulă în plus, o idee în plus, cam așa e formula. Cos de A pe 2. Vine un radical mai înalt din P pe lângă P minus A supra P minus B pe lângă P minus C. Supra BC, scuze-mi. Supra BC. Sin de A pe 2 vine radical lung P minus B pe lângă P minus C supra BC. Sinus de A pe 2. Cosinus de B pe 2. Tot așa, vine radical înalt, P pe lângă P minus B, supra AC, și din coace sinus de B pe 2, adică radical înalt, din P minus A pe lângă P minus C, supra AC. Și cos de C pe 2, bineînțeles că vine radical din P pe lângă P minus C supra AB. Și sinus de C pe 2 vine radical din P minus A pe lângă P minus B supra același AB. Adică pe undeva cosinusul e scurt, sinusul e mai lung. Da? Și vii pe laturile opuse. Aici vine P pe lângă P minus latura supra AB, supra C-i alăturat, iar din coace vin numai pe latura opusă. În fine, eu v-am zis, chiar n-am mai văzut de mult formulele astea, dar mi-e frică de o problemă de genul să-ți dea un sinus de A pe 2, deși o puteți scoate la capă, nu e chiar. Oricum, dacă dă un BAC în genul ăsta, 3 sferturi din cei care mai știau trigonometrie au rezolvat-o. Da? Pentru facultate e obligatorie, deci știu.
toate astea. Reușește bisexual. Cum? E mare. Dacă reușești să le și ții minte. Asta chiar cu bisectoare nu vreau să vă forțez. Înțelegi? Deci 2BC supra B plus C ori cosinus de B pe 2, cam așa ceva. Da. E și acolo o joacă în cosinus. Da. Deci eu dacă mă ajunge în lungimea bisectoarei, lungimea lui B, deci vine 2BC supra B plus C ori cos de B pe 2, da? Sau lungimea lui A, nu? 2AC supra A plus C ori cos de A pe 2. Da, adică ar putea să meargă, ar putea să meargă ceva de genul ăsta, da? La A nu e 2BC. Hmm? La lungimea lui BC supra A. A, 2BC supra B plus C. Da, nu e litera lipsă, da? Da. Așa. 2BC supra B plus C. Asta e 2BC supra B plus C. Iar asta e 2AC supra A plus C ori cos de B pe 2. Lungimea lui C, 2AB supra A plus B ori cos de C pe 2. Da, că te ajungi de una și de alta, dacă ai nevoie de... Sincer, Leibniz, nu vă... Ăsta îl și tai de aici. Leibniz, de fapt, știți unde e locul lui? E la vectori, acolo vi-l cer. Eu vă-l arăt, când l-am pus Leibniz aici, nu mi-am dat seama că, de fapt, eu l-aveam la vector puș. Și nu știu de ce l-am dat așa afurisit, pentru că relația lui Leibniz, de fapt, este formula de calcul al vectorului de poziție al centrului de greutate. Și, sincer vă zic că nu prea, chiar nu știu de ce am dat-o. So, voi aveți la centrul de greutate și niște formule de calcul deodată a coordonatelor. XG este XA plus XB plus XC pe 3 sau YG egal cu YA plus YB plus YC pe 3, ceva tipul ăsta. De asta nu prea... eu vă explic un pic cum stă treaba. Deci ideea este în felul următor. Avem un triunghi ABC. Aici avem centrul de greutate, G. Iar formula centrului de greutate zice așa, că RG... El vine așa, vine RA plus RB plus RC ca vector de poziție supra 3. Ce înțeleg prin vector de poziție? Dacă am un punct M oarecare în plan, sau dacă am un punct O oarecare în plan și vin cu un sistem de coordonate, OG-ul, deci acest OG, de fapt este, se notează și cu RG. Dar repet, O e punctul oarecare în plan. OA devine RA. OB devine RB. Și atunci, practic, relația asta înseamnă așa. RA plus RB plus RC egal cu 3 ori RG. Acum, faptul că v-am dat formula asta, mie îmi dă posibilitatea să vă duc către vectori, pentru că după ce terminăm cu aplicația la trigonometrie, mergem și către vectori, încă o mare durerea voastră la BAC. Vectorii nu o să vă fac să iubiți, dar e păcat să nu îi știți. Ideea este în felul următor. RA înseamnă OA. RB înseamnă RB, RC înseamnă RC. Acum, eu dacă am să pun un... punctul O oarecare și o să zic așa, în loc de RA o să zic OA plus OB plus OC egal cu 3 ori vectorul OG
și o să fac o sumă și aici vreau să țineți minte principiu, după care mă duc în mă duc și trec un vector prin G. Ca să trec vectorul prin G, pur și simplu, când îl așez pe G aici, aplic regula triunghiului. Și zic deodată vectorul A ca fiind OG plus GA. Deci, iată cum ar veni OA. Și bine, OG plus GA plus, o să vedeți de multe ori că putem face un calcul rapid, formal. Și aici, în loc de OB, o să zic OG plus GB. Plus, în loc de OC, o să zic OG plus GC. Egal cu 3OG. Da? Și aici vine OG, ba da, OG cu OG cu OG, care vine 3OG plus GA plus GB plus GC. Egal cu 3OG, care se reduc. Și vine că o relație care poate e bine să o țineți minte, că GA plus GB plus GC egal cu 0. Eu asta nu am înțeles atunci, ce mă gândisem eu când am pus asta? Pentru că, da, vectorul. Dar acolo când am zis relația lui Leibniz, GA plus GB plus GC face 0. Da? Și vine că MA plus MB plus MC vine 3MG, care e veche și de mult. Nu, chiar nu știu ce am vrut să zic la relația asta. Relația lui Leibniz este relația RG egal cu RA plus RB plus RC, restul sunt variante ale relației lui Leibniz. Cred că am dat într-o variantă care mi s-a părut mie mai interesantă, dar la vremea respectivă doar mi s-a părut interesant. Asta cu RG egal cu RA plus RB plus RC pe 3. Dar repet, locul ei nu e aici. Mai avem o fișă la vectori. De fapt, acolo sunt două fișe. Una vectori în general și a doua care prezintă vectorii cu alte formule care am nevoie să știți. Da. Deci, asta luați-o ca bun. Asta e relația de asta. Există centru de greutate, voi îl faceți și pentru un poligon. Și dacă aici, dacă e triunghiul ABC, vine RA plus RB plus RC pe 3. Dar dacă ai un poligon, așa, poligonul A1, A2, A3, și asta voi la fizică o aplicați mai des. Că aveți nevoie de centru asta de greutate. Nu? N-ați făcut centru de greutate? Păi da, ai o figură, ai o... un dreptunghi. Dar voi nu studiați corpul în echilibru? Echilibrul corpului? Păi ce proprietate are centru? Cum găsești? De ce studiezi centru de greutate? Pentru că ai nevoie de echilibrul corpului, nu? MG sau RG. Noi numităm RG. Ideea este că dacă ai un poligon, A1, A2, puncte, puncte, AN, poligon, rezultă că RG-ul vine RA1 plus RA2 plus puncte, puncte, plus RAN supra N de data asta, da? Deci câte vârfuri ai, atâtea pui la media limită, da? Bine, ideea e că nu știu dacă dacă voi o să aveți probleme cu centru de greutate. Ce am mai văzut dat pe la BAC legat de relația asta e să scoți deodată XG-ul și YG-ul când îți dă triunghiul. XG-ul vine XA, este derivata ale formulei astea. XA plus XB plus XC pe 3 și YG vine YA plus YB plus YC totul pe 3, da? Deci varianta asta o am la BAC, da. Să se dă triunghiul de coordonate cunoscute, să-i afli coordonatele centrului de greutate, da? Deci pe varianta asta s-a mers, s-a mai dat. Deci XG-ul și YG-ul unui poți dată să scoți cu formulele media limitică pe 3, da? Deci formula media limitică pentru... Deci astea da, astea le am la BAC. Asta cu aflat prin vector de poziție,
Poate să văd, să mă mai aduc aminte că ce ai drept, la vechi nu prea mai ai văzut probleme grele legate la bani. Dar formula vă intră. Da? Deci relația lui Nemțis, relația centrului de greutate. Așa, deci asta a fost punctul 7. Punctul 8, din păcate, eu am renunțat la el, doar pentru facultate vreau, relația lui Stuart. N-am mai văzut nici la facultate de multe probleme date cu Stuart. Am mai văzut dat câte un Stuart, tot așa, cam la 5 ani odată mai dat câte un Stuart pe la facultate, nu de la BAC. Relații totuși interesante. Eu vă explic un pic relația lui Stuart. Sunteți cu un punct M oarecare pe o latură, BC. Repet, e o chestie generală. Sunt pe un triunghi ABC, un punct M oarecare de pe latura BC. Și atunci, dacă triunghiul ABC, repet, triunghiul oarecare, și ai un punct M pe latura BC, există următoarea relație între laturi și segmentele acestea BM, MC și BC. Deci segmentele care participă la formarea relației lui Stuart este segmentul BM, segmentul MC și tot segmentul BC. Și iată cum vine Stuart. Vine felul următor. Îi se ia latura AB la pătrat și se mulțește cu segmentul din partea asta de aici, ori MC, plus, acum se ia latura AC la pătrat și se mulțește cu bucata de aici, ori MB, și acum se scade mijlocul, minus AM pătrat ori BC, totul este egal cu bucățile astea de jos înmulțite între ele, BM ori MC ori BC. BM ori MC ori BC. Deci, repet, ca principiu, după care vă fixați la Stuart. Veniți cu... Un pic că trebuie să dau jos pe aici tot asta. Deci, AB pătrat ori MC. Pe urmă, AC pătrat ori MB minus AM pătrat ori BC. Deci așa se formează segmentele. Egal cu bucățile astea 3 mulțite între ele, BM ori MC ori BC. Da? V-am mai zis, mai dădea Stuart pe la facultăți. Nu mai am văzut nici pe acolo de mult dat. De asta eu l-am pus acolo, când mi-am amintit de el, dar nici nu l-am mai completat, când tot a rămas în dubii, să-l dau, să nu-l dau. Da? Oricum, pentru BAC nu o să-l folosim. Nu prea am văzut Stuart dat pentru BAC. În alte manuale erau probleme cu Stuart, chiar erau capitole cunoscute? Mai ales când ai proporționalități, când ai... e o problemă generală, adică vii cu un punct oarecare, gândește numai câtă forță are, vii cu un triunghi oarecare și un punct oarecare, înțelegi? Adică când ai venit într-o problemă de geometrie, triunghi oarecare și punct oarecare, de acolo e bazat rău de tot, adică toate chestiile astea. La ce mai poți folosi? Gândește-te că îți dă bucățile BM și MC din bisectoare. Aici AM-ul e oarecare, dar AM poate să fie bisectoare, poate să fie înălțime. Bine, așa e alte căi pentru bucățile astea BM și MC. Dar practic tu, de fapt, n-ai numai 4 linii importante. Adică să ai, de fapt, 5 dacă pun și... Numai că tu, care pleacă din A, ai numai 3. Ai înălțimea, bisectoarea și median. Dar în realitate, în geometria triunghiului, îți vreo 90 de linii importante. Înțelegi? Gândește ce înseamnă să poți să calculezi bucățile astea BM și MC pe orice linie importantă. Da? Deci, avem 3 sectoare. Deci, după aceea aveați făcut o simplă denumire bisectoare. Dar gândiți-vă 3 sectoarele, adică se împarte unghiul în 3 părți. Deci, iată, v-am dat încă o dată 6 linii importante, deci 3 sectoarele, deodată ți-au făcut, da? Nu mai zic că, și vorbesc numai de interiorul triunghiului, nu vorbesc de exteriorul triunghiului, că acolo ai
Pe exterior mai ai bisectoare exterioară, da? Mai ai alte chestii care vin. Deci, ca linii importante, triunghiul are mult mai multe linii importante, da? Și linii importante care trec prin vârf. Acolo, hai să scriem ca observații, deși v-am zis, nu vreau să insist prea mult pe Stuart, n-am mai avut de mult. Deci, ca observație, Stuart, se folosește în calculul liniilor, în calculul segmentelor BMMC, în calculul segmentelor BMMC pentru orice linie importantă care trece prin vârf. Pentru orice linie importantă care trece prin vârf. Poți să faci Stuart și mai pui de la tine V cu Stuart, AB pătrat ori MC plus AC pătrat ori MB minus AM pătrat ori BC, supra egal cu BM ori MC ori BC, și mai pui că BM plus MC egal cu BC și ai făcut un sistem în BM și MC. Da, îți mai trebuie și AM-ul ăsta pe interior. Deci asta e, să zic așa. Sau dacă calculezi BMMC, dacă știi și BMMC prin diverse căi, poți să calculezi AM-ul pe interior. Adică ai, practic, bucățile astea, AM, BM, MC, care, da? Care îți rezolvă. Bun, dar repet, nu vreau să insist pe Stuart, pentru că Stuart nu l-a mai probleme. Și anume, relația care leagă raza cercului înscris. O relație care cred că e foarte frumoasă, eu aș fi lăsat-o. Înainte mai dădea și prea probleme de genul ăsta, a dat chiar relația asta de arătat. Relația care leagă raza cercului înscris de raza cercului circumscris. De raza cercului circumscris. Da, dar am și o relație frumoasă, directă. Și anume, numai relația vă dau, celelalte nu prea mă interesează. R mic egal cu 4 R mare sinus de A pe 2 sinus de B pe 2 sinus de C pe 2. Da? Adică iată o relație rapidă, frumoasă. Bine, poți să mai scoți că raza mică e area supra semiperimetru. Ai diverse formule pentru area semiperimetru, poți să ieși pe triunghiul oarecare, dar nu mă duc. Asta chiar vreau să țineți minte undeva. Și o formulă rapidă, frumoasă, care îmi pare rău că despre de la teorie, o rămasă în manuale sub formă de probleme. R mic egal cu 4 R mare, sin de A pe 2, sin de B pe 2, sin de C pe 2. Da? Bun, cam asta ar veni pe scurt povestea. Povestea.